Această carte conține o serie de texte umoristice postate de Ducul Mogoșeanu pe pagina sa de Facebook. Pentru că aceste texte au strâns un număr foarte mare de fani, s-a gândit să le pună în platforma programa partidului. Aveți cuvântul, domnule președinte, după care vom interveni cu un alt cuvânt. Se spune că este mai bine să taci și să creadă lumea că ești prost, decât să vorbești și să înlături orice îndoială. Dar uite că acum sunt pus în situația de a mă divulga. Acum vreo 3 săptămâni a sunat telefonul. No, bună! Sunt Bogdan. Sunt Roșca. Sunt Zazmencu. Inițial am crezut că e dat pe difuzor, altfel cum puteau să vorbească 3 inși cu mine simultan. Mi-a zis că la Cluj o să fie un târg de carte Gaudeamus Radio România, i-am spus că am auzit ceva și mi-a zis o să vină numai oameni de cultură. Am înțeles aluzia și am promis că eu nu o să vin. După vreo 2 zile mi-a spus că statea evenimente încât nu o să se simtă dacă se strecoară până și unul ca mine. Până la urmă eu sunt de la Craiova, nimeni nu e perfect. Mi-a sugerat totuși să nu uit pe Maria. N-aveam cum, deși am încercat, în repetate rânduri. Mare iubitor de cultură și fiul meu, Mircea, a ținut neapărat să vină la Cluj în timpul târgului, pentru că la molurile de aici nu și-a căutat nu știu ce Adidas. Pisic câinele nostru a mers în torpedo. Oricum acolo îl uitase încă de la Rebelion. De la schemnatul lui am fost de vreo 3 ori cu mașina la service. Nu e niciun mecanic bun în Craiova, pentru că nimeni n-a știut de ce schiaună motorul. Sincer să fiu, când am intrat aici și am văzut atâta lume bună, i-am și zis Mariei: oameu, fată, ce căutăm noi aici? Pila nu e o carte. Pila nu este în niciun caz un partid. Pila este o dovadă că dacă vrei să știi cum scrii, trebuie să postezi pe Facebook. Acolo ai feedback imediat. Pila e dovada că se poate scrie pentru toate vârstele, că se mai poate face un umor simplu, lipsit de vulgaritate, cu condiția să te cunoști și să ai puterea să te recunoști în fața celorlalți. Pila zâmbește trist uneori pentru că se arată și ne arată așa cum suntem noi și cum căutăm alte soluții decât a ne corecta. Asta nu le spun eu, ci like-urile și comenturile de pe Facebook. Pila este un bocet al unui popor îndemnat să nu mai citească. De ce însă Pila nu a rămas pe Facebook, ci a devenit o carte? Pentru că, așa cum spunea Adrian Cioreanu, internetul oferă răspunsuri, biblioteca oferă întrebări. Domnul președinte Ducul Mogoșeanu, vreau să vă citesc din episodul 22, începem ședința din această seară, când a remarcat 2 membri de partid care, prin devotamentul lor, ne fac onoare. Aura Stuparu și Elena Trască poartă cu mândrie proletara pască, acest simbol ce ne diferențiază de alții telecor care au ajuns unde au ajuns. De aceea port în acest moment pasca pe care am luat-o cu împrumutul de la domnul președinte, fiindcă nu avem bani decât de una, pentru a îmi exprima apartenența la această mișcare politică.